La numai 16 ani, o adolescentă din Mehedinții reușește să pășească convingător în lumea cuvântului scris cu primul său roman devenit bestseller la câteva săptămâni după ce a fost publicat de o editură din capitală. Regina Întunecată este titlul romanului care tratează problemele de integrare întâmpinate de tineri, subiect care o preocupă în mod special pe tânăra autoare. Într-o lume în care nimic nu mai e normal, totul este anapoda și greu de înțeles. Oamenii sunt niște roboți care se influențează reciproc. Ne lăsăm loc originalității. Noi de ce să nu încercăm să fim diferiți? Andreea Diana Trăilescu este adolescenta romancieră care spune că a simțit chemarea spre lumea cuvintelor potrivite încă de când era copil. Dar creativitatea aparte cu care a fost înzestrată avea nevoie de un impuls pe care l-a primit după ce a intrat la liceu. Pasiunea mea pentru scris a început de la o vârstă încă foarte fragedă și cred că m-a pasionat foarte mult faptul că tinerii aveau puteri și îmi imaginam că pot să am și eu acele puteri, dar asta fiind imposibil, am zis să le ofer și eu unor tineri puterile acelea care mă fascinau pe mine. Personajul principal al romanului Regina Întunecată este o adolescentă care trece prin numeroase transformări. Acestea nu doar că o ajută să se descopere, ci și să aducă lumina într-un regat al întunericului. Regatul întunecat este o lume sumbră în care toți trebuie să se respecte anumite reguli și iar le demonstrează că regulile acelea n-au nicio importanță, sunt niște reguli absurde pe care ea reușește să le înlăture și să creeze o lume cât de cât normală, ajungând să aducă lumină. Diana a profitat de timpul liber din pandemie și a scris această carte. Cum volumul a fost foarte bine primit de publicul tânăr, autoarea spune că are în lucru un nou roman și vrea să se dedice și mai mult scrisului și lecturii. Am început să scriu la încă un roman și sper să aibă cât mai multe șanse să fie cu succes. Și cam acesta ar fi planul meu de viitor, să scriu și să mă afund în lectură. Cum a fost primită cartea? A fost primită destul de bine, mai ales fiindcă a fost ceva nou, iar lucrurile noi inspiră tot mai mult. Și fiind diferită, a avut un impact destul de bun, având în vedere vânzările. Grațiela Chiriș i-a fost profesoră Dianei până anul trecut. Ea este cea care i-a descoperit imaginația și a încurajat-o să-și pună în valoare calitățile, ceea ce s-a dovedit a fi un impuls hotărător în debutul adolescentei. Era în clasa 9, le-am dat o lucrare de control. Era vorba despre opera Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu și aveau de făcut un eseu. Ea a fost pe lângă subiect, dar n-am certat-o, pentru că am descoperit atunci că are foarte, foarte multă imaginație. Și cumva i-am dat un tonus să poată să scrie mai departe, pentru că am încurajat-o. Și asta i-a făcut bine. În momentul în care mi-a trimis acel mesaj că ea a publicat un roman, am fost foarte emoționată. Andreea Diana Trăilescu este elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Drobeta Turnu Severin, iar reușitele sale i-au făcut mândri pe colegi, dar și pe dascălii liceului.